Bună seara din nou, doamnelor, domnilor, un regal de cultură, atât pot să vă spun, pentru aproape 40 de minute în această seară. Așa cum știți, periodic eu spun că face bine sufletului să mai vorbim și de ceea ce este frumos, anume actul de cultură, indiferent sub ce formă, sub ce manieră se manifestă el, ne face bine. Parcă suntem sătui câteodată, spunem suficient, la toată mizeria pe care o vedem, nu știu, în politic, în administrație, în nu știu ce sector. E bine, omul simte nevoia să se aplece către cultură. În această seară am onoarea și plăcerea, în egală măsură, de a discuta cu un senior al culturii, al publicisticii locale și județene. Domnul Dorin Brozbă este în această seară alături de noi. Stimate domn, nici nu aveți idee cât mă bucur să vă revăd și să am oportunitatea de a discuta despre actul de cultură autentic pe care dumneavoastră, sub o formă sau alta, l-ați creat, îl creați și sper eu cât mai mult îl veți crea. Mulțumesc în primul rând pentru invitație, domnule profesor Ionuț Catrina, și mulțumesc și televiziunii Accent Târgu Jiu pentru faptul că, iată, își mai rezervă din spațiu său și, așa cum spunea dumneavoastră, și despre această parte mai puțin vizionată, cum să spune, sau cu mai puțin audiență, am înțeles, și la nivel național, cultura. Pentru că, nu cred că spun un secret, știți și dumneavoastră că însăși televiziunea română, în urmă cu câțiva ani, a făcut o așa zisă restructurare și bineînțeles că a găsit oportunitatea ca să desființeze TVR România Cultural. Da. Și asta spune totul. Motivul... Cred că sunt vreo 3 ani. Da, cred că vreo 4-5 ani de zile și motivul așa zisului manager de atunci al televiziunii române a zis că nu are audiență. Păi dacă nu are audiență, sau să vă dau un exemplu, dacă, de exemplu, o instituție de cultură sau un muzeu, din motive varii, nu este vizitat într-o lună, noi trebuie să-l desființăm. Corect. Chestiune pertinentă pusă pe tapet. Da. Și atunci, așa cum spunea și dumneavoastră, trebuie să fac mărturisire, așa am mai făcut-o deseori când am fost invitat și în alte emisiuni. Eu nu am lucrat niciodată oficial în instituțiile de cultură ale Gorjului. Știu că înainte ați avut un invitat de la Ceoltenia. Eu am lucrat 38 de ani la Ceoltenia și de un an și ceva sunt un tânăr pensionar. Să vă dea Dumnezeu pensie lungă. Vă mulțumesc. Cu toate acestea, de-a lungul vremii, și sunt vreo 30 și ceva de ani, sigur că la vremea respectivă am beneficiat și de prietenia și sprijinul unor oameni minunați și aici aș numi doar doi dintre ei, domnul profesor George Manoniu și domnul profesor Veron Gârbaciu, care spun două nume de referință. Numele lor. Eu am fost unul dintre ucenicii dumnealor de-a lungul vremii și i-ați cunoscut și dumneavoastră, îi cunosc și gorjenii, îi cunosc și o seamă de oameni care... Atât că stau pe lângă dumnealor, eu am avut norocul să stau aproape 3 decenii și pe lângă unul și pe lângă celălalt. Am învățat multe lucruri frumoase de la dumnealor, le port o vie amintire și la primele mele creații, atât cărți cât și filme, am beneficiat de sprijinul dumnealor de specialitate. Ba mai mult, mi-aduc aminte cu drag și bucurie, domnul profesor Gârbaciu era omul cu vocea pentru filmele mele documentare. Avea și un timbru absolut... inconfundabil. Să știți că eu am lucrat și cu așa zis profesioniști, ăștia care, ce domnule, sunt actori sau sunt, adică din aia câștigă pâinea. Domnul profesor Veron Gârbaciu, făceam înregistrările cu dumnealui, îmi aduc aminte, ceea ce trebuia să fac 2-3 zile, să făceam într-o oră, două. Pentru că dânsul îi dădeam textul și făcea exprimarea excepțional. Adică, întotdeauna eu făceam înainte înregistrările, cu vocea dumnealui și după aceea le puneam pe film. Și nu era niciun fel de problemă. Chiar dânsul avea o vorbă și coane, ce facem? Mai facem vreo reluare a înregistrărilor noastre? Și păi, domnul profesor, deja filmul e aproape gata. Păi și cum? A ieșit bine? Da, sigur că da. Ei, astfel de oameni am crescut și eu la umbra dumnealor de-a lungul vremii și la rândul meu
de-a lungul aproape două decenii au crescut pe lângă mine fel de fel de oameni, unii sunt cu funcții acum, în alte nu mai are rost să dau nume, unii sunt conducători de instituții și unii sunt chiar niște artiști foarte, foarte cunoscuți și bine apreciați în întreaga țară. De fapt, cred că asta este menirea unui om care se ocupă așa cum poate el, cum am putut eu, pentru că eu nu am deținut niciodată funcții, nu am avut niciodată pretenții și trebuie să vă fac și o mărturisire tristă și este o tristețe a mea. De-a lungul vremii, câte regimuri au fost, că am avut de-a face și nu mi-este rușine și cu conducătorii regimului comunist din acele vremuri, niciodată pe noi, și nu este vorba de mine ca persoană, oamenii care noi am lucrat în alte domenii. Și aici l-aș enumera pe Alexandru Doru Șerban, care a lucrat la procuratură, pe Spiridon Popescu, un coleg de-al meu la Cioltenia, Adrian Frățilă, mi-au venit mie colegi de generația câteva mea. Nume, da. Nimeni din autoritățile care s-au perindat, știți dumneavoastră că dumnealor nu înțeleg că scaunele și funcțiile sunt vremelnice. Dom'le, să avem și noi o întâlnire informală de discuții, o jumătate de oră, cu oamenii care nu sunt regimentați în instituțiile de cultură, să-i întreb măcar, dom'le, cam ce s-ar putea face în bine. Niciodată. Cam ce viziune ai? Ce viziune am avea noi, despre... nu e de mine vorba. Ce domnule, da. Nu a chemat pe Broz, pe care ceva cu el, dar a chemat pe cineva. Nu s-a întâmplat așa ceva. Din potrivă, am văzut că s-au întâlnit cu și respect animalele, cu care protecția pisicilor, a câinilor, s-au avut întâlniri autoritățile cu astfel de oameni. Și asta este situația, asta este problema. Să știți și dumneavoastră că am fost și în alte țări, am fost și în Spania, și în Austria, și în Republica Moldova, și în Serbia. Să știți dumneavoastră că Gorjul nu e cunoscut ca un fabricant de mașini sau de avioane. Este cunoscut datorită izvorului său nesecat de oameni de cultură, de oameni care au produs cultură și de și mari personalități istorice. Și spunea, știți dumneavoastră, că a fost de vreo 6 ori pe la Chișinău, acolo să mănânci că pâine, cultura pe pâine, cu interes să spun, și domnul academician Mihai Cimpoi, a fost și domnul academician Alexandru Dabija, decedat, din păcate, în această primăvară, spunea domnul Cimpoi, care are o voce, bă, Broz, bă, voi la Gorj sunteți cei mai tari din România. Păi de ce, domnul profesor? Păi bă, voi l-aveți pe Maghieru, l-aveți pe Tudor Vladimirescu, pe Ecaterina Teodorescu, pe Constantin Brâncuș, pe Maria Lătărescu. Și ce a putut să zic? Omul avea dreptate. Și a zis și altceva. Păi voi ați putea să trăiți foarte bine acolo la Gorj dacă ați pune în valoare aceste mari personalități. Un om de la 1000 de kilometri, un om de peste Prut. Deci așa vedea dumnealui, sigur că am înțeles că a fost de câteva ori și în Gorj, nu era un neavenit, un necunoscător al Gorjului. Dar iată, un om de atâta distanță a văzut aceste lucruri la noi, la Gorj, și din păcate nu e treaba mea și acum v-am zis că sunt un tânăr pensionar. Sunt și mi-aș dori să apară și din rândul generației tinere niște oameni de acțiune, activi, cum sunteți dumneavoastră, și să dăm drumul la această morișcă, la această roată, pe mult până dai drumul. Pentru că avem atâtea locuri frumoase în Gorj și s-ar putea trăi foarte bine din turism aici la Gorj. Am văzut că au fost și acele evenimente de luna trecută de la Stănești. Era o discuție mai veche și discuția aceasta e de 40 de ani. Show aviatic. Să știți că acolo a fost un fel de aeroport pentru aviația utilitară. Odinioară prin anii 80 și de acolo se făceau aceste chimicale, se împrășteau chimicale în păduri, pe terenul agricole. Dar spațiu permite. Deci spațiu permite și îndrăznesc să cred că dacă au făcut acest pas, nu știu, am înțeles că au fost și niște prieteni noștri la București, niște gorjeni care au insistat să se facă acest lucru, ar fi o chestie extraordinară să avem și noi un mic aeroport. Aeronave de astea mici, 10, 12, 15, da, 20 de persoane, de capacitate mică, da. Și pot să vină și italianul, pot să mă duc și eu în Italia, pot să văd Italia, decât să pierd 2-3 zile cu drumul cu mașina, mă duc și eu cu un avion, care nu costă un miliard. Sunt lucruri extraordinar de frumoase, cu regret am fost zilele trecute prin zona asta submontană, Crasna, Novaci, prin Mușetești, pe aici, am văzut niște pensiuni extraordinar de bine făcute,
Și chiar am întrebat niște persoane, ce dumneavoastră, dar ce se întâmplă? Și dumneavoastră, noi le-am făcut, pentru că știți că odinioară se preconiza să se întâmple acolo un drum expres, da. Ca la Fat Craiova, discuții, așa, discuții, da. Oamenii, omul de rând, și-a făcut și el acolo să vină și pur și simplu au cheltuit niște bani și le țin ferecate, închise. Și este dureros. Nu am eu afacere acolo sau ceva, dar este, mă doare și când văd că niște oameni au vrut să facă ceva și nu se întâmplă absolut nimic. Ce se pot să zic? Actul de cultură la Târgu Jiu suferă foarte mult și din cauza că nu există o sală de spectacole adevărată. Am fost anul trecut de vreo două ori pe la Drăgășani. Este municipiu, dar este de gradul Cărbunești sau Rovinariului. Da, ca suprafață este micuț. Și da, și vreau să zic că au două săli extraordinare de spectacole. Prima este un fost cinematograf, cum era la noi cinema 23 august, unei teatru Evira Gordeanu, cu balcoane foarte frumos, au accesat fonduri europene, au sonorizare, au lumini, au tot ce trebuie de regulă să fac, să fac evenimentele pentru copii în special, pentru că e și drăguț cum este amenajat. Și au mai renovat o sală extraordinară de 500 de locuri, unde se pot face spectacole oricând și oricum. Și eu, cum îmi place să pun întrebări, cum spuneați dumneavoastră, că am o experiență acum, am întrebat pe director, un tânăr director de casă de cultură, și dumneavoastră, înseamnă că vă merge bine pe CIA, vă ajută privații de la vinuri, că știți acolo, porbările, da, vă ajută domnul guvernator Isărescu, ce vedeți-vă, domnule, de treabă. Asta e părerea multora. Mi-ar fi plăcut să se întâmple așa ceva, nu s-a întâmplat așa ceva. Am găsit fel de fel de și persoane private, dar nu e vorba de guvernator. De calibru acela, da. Da, și ne-au ajutat fiecare cu puțin, cu puțin. Și deci avem și oameni, avem și evenimente cu oameni care vin din Craiova și fac evenimentele la noi aici, pentru că le place și zona. Da, zona Drăgășanilor. E frumoasă. Da. Din păcate, revenind la, cum să zic, la țarina noastră, eu zilnic aproape trec pe lângă Casa de Cultură a sindicatelor, pentru că eu tot așa s-o obișnuit să zic, a sindicatelor a fost. Știu din ce au din auzite, că eu nu mă duc să stau să spionez, să mă duc la primărie, știu că ea a devenit, cum se zice, un obiectiv al primăriei Târgu Jiu, al Consiliului Local și primăriei Târgu Jiu. Știu că s-au făcut niște demersuri, știu că s-au organizat... La CNI. Da, știu că s-au organizat și... un fel de propunere ale gorjenilor ce denumire să-i dea, cum să se denumească această casă de cultură. Și au fost mai multe personalități, dar din câte am văzut, că și de cauză a avut Maria Lătărețu, cum este și normal. Maria Lătărețu este artista inegalabilă a României, nu că am venit eu să spun așa ceva, este singura artistă din lume care are peste 1300 de piese, domnul profesor, 1300 nu de cântece. Spuneți-i dumneavoastră că și generația mai tânără și formațiile care le știm cu toții, cine mai are un repertoriu de 1300 de cântece? Păi nu mă pot gândi la nimeni. 1300 de cântece. Deci nu mă peste, pot gândi la nimeni. Peste, dintre care aproape 600 sunt creații proprii, ceea ce este imens. Și gândiți-vă că Maria Lătărețu la anul va împlini 50 de ani de când a murit. Și gândiți-vă că nu este artist și eu am avut șansa în viața mea să discurs și cu domnul Gheorghe Roșoga și cu domnul Gheorghe Turda, Aneta Stan, doamna Maria Ciobanu, care au avut onoarea să cânte alături de dumneaei. Erau și ei tineri artiști. Și iar ea era... au rămas impresionați, erau tineri. Și ea mai avea o calitate, ceea ce unii artiști din ziua de azi nu o mai au. Întotdeauna era chemată, vă dați seama că era chemată la foarte, foarte multe evenimente. Și întotdeauna, de exemplu, vedea cineva de la Botoșani. Și mă vin acolo, dar am și eu doi copii de ai mei, mai tine de ăștia, să cânte și în deschiderea mea, că nu vă ia, da și lor ceva. Păi, da, cum îi cheamă, mă? Ei, Maria Cornescu și Nelu Bălășoiu. Sau Ion Dălonescu și Maria Ciobanu. Vă dau așa. Deci de fiecare sau e un băiat al meu care e de aproape de Goș, dar e de la mea, da. Și pe Gigi Roșoga, e un băiat tânăr de la Craiova. Deci, întotdeauna, și gândiți-vă că și Maria Apostol a avut onoarea să cânte într-un spectacol la Teatrul de Vară actual, unde e Școala Populară de Artă, când avea 13 ani, în 1967, la deschiderea unde cap de afiș era Maria Lătărețu. Și mi-a spus domnul Ion Sanda, care a fost, știți, că ministrul culturii, 30 de ani, săracul este foarte bolnav și îmi pare rău de el acum, este la Arcane acolo,
Și zice, domnule, când în momentul când a început să cânte fetișcana aia de 13 ani de la Runcu, odată a tresărit Maria Lătrețu. Și, mă, dar de unde e fetița asta? Păi de pe la Runcu. Păi și a cui, de unde? Păi domnul Maria Apostol. Și a chemat-o și a zis, păi ai o voce excepțională și pune mâna și pregătește. Și sigur că mai târziu Maria Apostol și-a amintit de acel episod cu Maria Lătărețu. De asta vreau să zic, sunt și acum la Gorj copii foarte, nu numai în cântec, sunt și copii buni. Da, talentați într-o grămadă de domenii. Am descoperit acum recent o fetiță pe care cât de curând când voi face evenimente o voi folosi ca prezentatoare. De cât 11 ani și recită dumnezeiește o seamă, Nicolciu se numește, o fetiță de 11 ani, elevă la Palatul Copiilor Târgu Jiu, este o prezentatoare extraordinară, deci abia 11 ani. Probabil la 14-15 ani va fi extraordinar, deci nu va mai avea prea multe chestiuni de învățat. Chestiuni native, domnule Brozba. Da. Ei, acești copii, am avut această fetiță pe care am selectat-o să evolueze în filmul cu Tudor Vladimirescu de anul acesta. Ioana Elena Stana. Este tot elevă la Palatul Copiilor. Eu stau foarte aproape de Palatul Copiilor și știți cum se uită, e o vorbă, cum se uită... Știți cum vă văd eu, ca un scouter pentru tinere talente. Nu, exact cum se uită Gaia aceea, este Gaia care aveam noi o vorbă, se uită și domnule, ce puișuri așa sunt acolo pe jos. Uite, el. Da, și există acestea, sigur că am avut o colaborare extraordinară și cu domnul profesor Pompiliu Ciolacu, fostul director la Palatul Copiilor, că după trecerea în neființa domnului profesor Viorel Gârbaciu, omul care a preluat, cum se zice, specialitatea de a da cu vocea pe filme, este domnul Pompiliu Ciolacu. Și știți și dumneavoastră că are niște calități deosebite. Domnul profesor este și un bun pedagog și tot la fel, adică îi dai textul și nu te mai doare capul ca realizator, pentru că știi că este o reușită și faci treaba foarte repede. Ei, sunt asemenea copii și de multe ori părinților, rudele lor, ce domnule, nu există evenimente, concurs pentru acești copii. Și nu numai de cântec e vorba. Pentru că noi îi pregătim, îi ducem la profesor, profesorul să chinuie, sunteți profesori și noastră, dar trebuie să apară și un examen. Aceste evenimente de astea, festivaluri, concurs, sau eu știu, concursuri de astea, trebuie să fie cât mai dese. Pentru generația asta mică, sub 14 ani, nu prea sunt. Sunt foarte puține. La nivel de peste 16 ani, există fel de fel de evenimente și de muzică ușoară, și de muzică populară, și cu literare. Am văzut că sunt, și mai special la orașele mari. Ei, pentru ăștia mititei nu prea sunt. Și să știți că este o mare problemă, pentru că atunci copilul ori se plictisește de ceea ce face, pentru și, că nu vede. Și se lasă. Și se lasă. Și gândiți-vă dumneavoastră că pierdem niște tinere valori, pentru că ei acum sunt perioada acumulării. Și mai e ceva, exact ce vă spuneam mai înainte. Dacă nu este și o mare personalitate de gen, un mare artist, să-l aduc pe el. Și domnule, cântă, uite domnule, un copil cântă și el un cântecel, sau pune o poezie înaintea mea. Sau câte evenimente sunt și la noi, că au fost fel de fel de actori. A fost un Horațiu Mălăele. De pildă această fetiță de care vorbea Nicolciu, domnule, marele Mălăele dă recită niște poezii. Domnule, uite, mă, avem și noi un copil în Târgu Jiu să facă deschiderea. Luăm, stimate domnă, o scurtă pauză. Nici n-am sesizat când a trecut jumătate de emisiune. Ne revedem, ne reauzim în câteva minute. Aqua Carpatica nu este singura apă extraordinară din România. Avem 60% din izvoarele Europei. Izvoare cu apă folosită terapeutic de acum 1600 de ani. Exportam apă la Constantinopol acum 800 de ani. Ape extrase de la sute de metri adâncime. Ape ce izvorăsc din păduri virgine sau ape premiate internațional. Avem și cea mai pură apă minerală din lume, iar apele din România continuă să se întreacă între ele. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Momentele de neuitat se petrec într-un loc rafinat. Începând cu luna septembrie, ai la dispoziție cea mai nouă și elegantă locație de evenimente din Târgu Jiu, Dolce Vita Ballroom.
Într-un spațiu elegant, Dolce Vita Ballroom organizează nunți, botezuri, aniversări, evenimente corporative sau orice alt eveniment important din viața dumneavoastră. Rezervă-ți evenimentul tău începând cu luna septembrie la Dolce Vita Ballroom, strada Vadului numărul 24, pe centura Jiului, vis-a-vis de sediul Mentor Beton. Detalii și rezervări la telefon 0764 071 771. Viața este un eveniment. Alături de noi va fi unul memorabil. Dolce Vita Ballroom. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Îți dorești o manicură perfectă, schimbare de look sau tratamente faciale? Trend Studio vă stă la dispoziție cu produse de cea mai bună calitate la cele mai mici prețuri. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada 22 decembrie, numărul 11 și la telefon 0765 710 744. Trend Studio pășește alături de noi într-o lume a frumuseții. Ești în căutarea unei piese de mobilier pentru casa ta, mobilă pentru decorarea sufrageriei, dormitorului, bucătăriei sau a biroului? Marclinic ExpoMob te poate ajuta să-ți găsești ceva pe gustul tău. Vino în Târgu Jiu pe strada Termocentralei, numărul 39 sau contactează-ne la numărul de telefon 0764 882 844. Asigurăm livrarea mobilierului comandat și montarea acestuia. Marclinic ExpoMob. Transformă-ți visul în realitate! Mirfo Târgu Jiu produce structuri mecanice sudate și prelucrate, linii și echipamente destinate industriilor metalurgice, navale, aeronautice, feroviare, mașini speciale, dar furnizează și piese de schimb pentru variate echipamente și instalații de uz industrial și civil, precum și servicii de reparații și mentenanță. Mirfo Târgu Jiu a lansat pe piață produsul container metalic din panouri termoizolante pentru toți utilizatorii. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Alea Macului numărul 3 sau la telefoanele 0726745748 sau 0253-213-406. Mirfo Târgu Jiu, garanția bunei calități. Artego S.A., un partener de încredere. Societatea Artego S.A. are experiență reușită de peste 40 de ani în domeniul produselor din cauciuc. Artego este lider autohton pe piața benzilor de transport și unul dintre cei mai mari producători de articole tehnice de cauciuc din lume. Producem la o calitate excepțională, ghidați de cele mai înalte standarde mondiale. Portofoliul nostru de produse cuprinde benzi transportoare, secțiune unde ne aflăm pe primul loc în România și în top 3 european, covoare și plăci tehnice din cauciuc, garnituri presate și profilate, coturi și manșoane, răzuitoare de zăpadă, aparate de reazem, covorașe auto, plus multe alte articole din cauciuc. Societatea Artego mai produce confecții textile, produse de panificație și lactate. Artego S.A., un partener de încredere. Te-ai săturat să iei un pumn de pastile pentru durerile de spate? Cauți un tratament modern pentru a scăpa de durerile cauzate de reumatism? Tratamentul cu laser este soluția modernă. Lumina laserului are efect antialgic, miorelaxant și antiinflamator. Pe scurt, scapi de durere. Scapă de povara durerilor cu ajutorul Centrului Medical Laser Terapie. Vă așteptăm în Târgu Jiu, Calea Severinului, numărul 82 sau la telefon 0786 717 506.
Bine v-am regăsit din nou. Cum spuneam și pe final de primă parte, nici n-am simțit când a zburat timpul, cele circa 20 de minute alocate primei părți s-au scurs foarte repede. De ce? Explicația este simplă. Avem plăcerea de a discuta cu un om ce a văzut foarte multe lucruri bune în actul de curtură, a avut și neșansa, dar trece la capitolul experiență de a vedea și lucruri mai puțin plăcute. Domnul Dorin Brozbă, publicist de marcă al județului, al regiunii, un pasionat de tot ceea ce înseamnă personalitățile Gorjului. Nu puține sunt fie filmele, fie cărțile dedicate celor care ar trebui să ne facă să ne simțim mândri că suntem gorjeni. Domnule Brozbă, anul 2021, prin excelență, este anul dedicat bicentenarului Revoluției lui Tudor Vladimirescu. Dacă autoritățile locale, județene, centrale au marcat sau n-au marcat evenimentul în sine, nu vrem să vorbim despre asta. Însă dumneavoastră ați creat o nouă mostră de cum ar trebui cinstit un erou. Aveți un film pe care l-ați finalizat în prima parte a acestui an și săptămâna viitoare sau în perioada imediat următoare îl veți face demersurile pentru a fi proiectat la un alt eveniment de marcă pentru județ și chiar pentru România. Căci, să și spunem despre ce anume este vorba, nu de multe ori vine sabia lui Tudor la Târgu Jiu. Da, aveți mare dreptate. Sabia lui Tudor Vladimirescu a mai fost și în 2016, nu pentru mult timp la Târgu Jiu, dar a fost. Să știți că până trece la sabie, să știți că și arma Ecaterinei Teodoroiu a fost luată prin anii 1978-80 pentru o expoziție la Muzeul Național de Istorie București. Sigur că oamenii de atunci nu puteau să se împotrivească, au dat arma. Așa era regimul. Din păcate, n-a mai revenit la Gorj. Și acum e la București. Este la București. Și din păcate este undeva tot la Muzeul Național de Istorie. Sunt în depozite, că se socotesc ca și drapelul lui Ștefan cel Mare, ca și sabia lui Tudor Vladimirescu. Bunuri de patrimoniu. Bunuri de gradul zero de patrimoniu. Da. Așa cum v-am zis eu mai devreme, până n-a intrat emisie, într-adevăr, marțea viitoare, la ora 11, se va întâmpla un eveniment foarte frumos la Muzeul Județean Gorj Alexandru Ștefulescu. Va reveni pentru a doua oară sabia vitejească a lui Tudor Vladimirescu, care va fi expusă până din pe data de 28 septembrie până pe data de 27 octombrie. Deci va sta exact o lună de zile. Se pare probabil că și autoritățile și Inspectoratul General Școlar vor colabora ca această sabie, fiind și anul bicentenar Tudor Vladimirescu, să fie văzută de cât mai mulți oameni. Să știți că pe timpul filmărilor mele cu acel filmuleț de care vă povesteam, am făcut filmări și la Mitropolia Târgoviște, acolo unde a fost de fapt ucis Tudor Vladimirescu. Și undeva în fața Mitropoliei este o cruce de vreo 3 metri și ceva de piatră, ridicată în 1911, când noi nu eram România Mare pe vremea aceea, da. În 1911, de către supervizată direct de către celebrul rege Carol I, care a făcut atâtea lucruri frumoase, practic a obținut independența României în 1877-1878. Și când filmam noi acolo și ne chinuiam, am venit și cum știți cum sunt oamenii, cum zice, domnule, ce faci? Domnule, filmăm, dar, păi da, zice, păi de ce filmați? Că, păi el avea senzația că Tudor este mormântat acolo. Nu este mormântat acolo. Pur și simplu, Tudor Vladimirescu, eu am studiat realitatea și de-aia am fost pe urmele lui. După ce a fost ucis, chinuit 2 ore, pe vechea metodă a inchiziției spaniole, deci știți dumneavoastră, despicat și... Da. Erau ingenioși în ceea ce înseamnă torturarea. După ce torturarea lui a fost practic să afle unde ține averea. Asta a fost. Pentru a nu crea emulație și să se adune trupa pandurii care rămăsese la Golești acolo, Ipsilantea, că ține de cuvință, să fie aruncat în latrine. Latrine acolo, adică să-l șinșosească
dar să da, și nu mai bine, simbolică, da, simbolică. Sigur că pe timpul când eu eram acum 50 de ani elev la școală, nu a spus că pur și simplu a fost ucis și aruncat într-o fântână părăsită. Nu există fântâna părăsită, că dacă ar fi fost acolo, măcar se punea, vedeți, sunt niște ignime, cum este și cu trupul Mihai Viteazu, cum este și cu trupul lui Constantin Brâcoveanu, cum este și cu trupul lui Ion Antonescu. Noi, neamul românesc, avem ceva aparte în ADN-ul nostru de a ne pur și simplu maltrata singuri personalitățile, așa cum au fost ele. Cu bune, deci așa curele, cum au fost da. Ele. Dar aceste mari personalități au făcut poate și lucrurile, dar au făcut în primul rând mai mult, exact cum această sticlă, e mai multă apă decât gol. Și noi nu știm nimic despre ele, ba mai mult am văzut că o seamă de personalități nu trebuie să fie amintite. Și mai e ceva, domnul profesor, că undeva, știți că după Revoluție au apărut fel de fel de istorici, tot respectul pentru istorici, pentru că avem nevoie de ei, dar ce fac unii istorici este un activism de partid de joasă speță. Chiar cineva a propus ca, sunteți și profesor, ca istoria să dispară. Deci acea oră de istorie să se împreună cumva, să facă un fel de educație cetățenească sau ceva, adică pur și simplu să dispară. Știți de ce, stimate domn? Pentru că se vrea ștergerea conștiinței și identității naționale. Domnul profesor, vă spun ceva. Că m-a interesat acest. Ungaria are 4 ore pe săptămână. Serbia, 3 ore. Bulgaria, 3 ore. Rusia, 5 ore. Și Republica Moldova, 3 ore. Am spus nu întâmplător, vecinii noștri. Vecinii, da. Și știți ce discuții avem și dispute cu ei, mai ales cu partea ungară. Ei, gândiți-vă că ei țin la copiii lor, și în Ungaria să face IT, și în Ungaria să fac și alte lucruri, dar istoria, deci 4 ore are Ungaria. Și Serbia, 3 ore. Și știți că sunt și acolo probleme hernice, știți, dar acești oameni sunt trezi cu conștiința poporului. Și serbii sunt niște naționaliști, poate chiar fanatici, au făcut și lucruri mai puțin plăcute, dar ei își învață exact istoria cum trebuie să o învățăm. Păi ce să înveți o oră, domnul? Că zice și mulți părinți am văzut și de generația mea. Dar ce mai trebuie, domnule, istorie? Să aibă bani, să aibă mașină. Dar ce mai trebuie? Păi nu mai trebuie nici română, păi nu mai trebuie nici matematică, nu mai trebuie nici geografie, nu mai trebuie nimic. O națiune care nu-și cunoaște trecutul este condamnat să-l repete. Știm. Asta spunea marele și marele Iorga, care a fost corect. Istoric, da. Dar vreau să zic că și familia care de regulă sunt oameni simpli. Domnule, vede numai bani, să vadă cu case, cu mașini, cu bani, dar nu zice, domnule, ai de toate. Dar tu, corpul tău, capul tău, nu trebuie să știe și el, să aibă și el, să știe o poezie. Păi, eu vă spun că și nu sunt prăpăstios. Structural vorbind, acea entitate numită ființă este o nulitate. Da, eu vă spun ceva. Păi la noi și nu facă, zice, domnule, omul că-și aminte, zice, domnule, e foarte bătrân. Și nu sunt chiar nici bătrân, dar nici că tânăr. Și am văzut destule, așa cum spunea dumneavoastră. Și eu am avut și un noroc că am avut profesorii, suntem mititel, matematică Spătaru, fizică doamna Meriuțe, română Bistreanu, oameni, deci somități. Gândiți-vă că sunteți de română. La Bistreanu nu veneai din vacanță dacă nu știai 2-3 poezii. Și eu m-am chinuit și am învățat... Eu nu strivesc oroa de minune a lumii de Lucian Blaga, o poezie filozofie foarte da, greu. Profundă. Și acum o știu. Pentru că el zicea, da, și nu pe rând ne lua. 3-4 ani, ia, tu ce, cu ce te-ai pregătit? Stop, tu. Păi să pună un profesor, duceți să vă spuneți un copil să spună o poezie. Păi, dar ești reclamat imediat că știu. Traumatizezi domnul profesor, nu mai știu nici cățeluș cu părul, cred, domnule, integral, fără greșeală. Ceea ce e grav, nu acum, că acum e mămica, e tăticul, timpul trece, tăticul și mămica îmbătrânesc. Dispar. Vine pensia și dispar. Și copilul ăla, știți, când vede drama în care trăiește, pe la 30 de ani, și știu ce vorbesc, de nu știe nimic. Iar la rândul lui, când el de atunci nu știe ce să facă, este inima lui și tot așa, mai vine și ăla micu. Tată, ia uite ce dă-te, ce e aici? Păi nu știu, tată, hai să mergem la cârcim sau să ne uităm la desene animate. Asta este marea dramă. Că nu se vede atunci de moment, da. Și părinții nu încurajează. Zice, domnule, păi și domnule, te duce la școală să-l învețe profesorul. Păi stă, domnule, profesorul are rolul lui, are 3-4 ore, 5 ore acolo. Dar tu acasă nu te interesezi deloc. Baza educației este familia. Rămâne familia. Nu. Eu când eram la liceu,
Dom'le, aveam cinci obiecte, cinci cărți și la fiecare manual câte două caiete de curaj și de... Da, de ala. Așa era. Deci aveam o servietă și acum parcă avea de bădurea umerii și acum zice, domne, nu trebuie să aibă o greutate, adică să face scolioză, că face nu știu ce la spate, că face nu știu cum, și să duce el la școală cu un telefon și cu o agendă de telefon, să mai aibă numere acolo. Așa se duc la școală, eu am văzut cu ochișorii mei, așa se duc la școală. Și nu la școala primară, și la liceu. Păi, scuzați-mă, domnul profesor, în condițiile astea, nu vei putea să iei bacalaureatul, că știți că acum bacalaureatul este baza învățământului gorjean, nu-l vei lua. Și drama este că îl pune și pe profesor într-o situație dramatică, pentru că dumneavoastră, și sunteți, dacă el îți vine pe pregătit, dacă el nu știe să scrie, să citească, dumneavoastră ce puteți face cu el? Decât să zâmbiți la el, ce puteți face? Pentru că și acasă, familia nu-l interesează. Deci, nu le zău că la școală, acolo învață. Vreau să vă mărturisesc un secret, dacă tot... Suntem așa la o radiografie. Un secret la televiziune, nu? Da, da. Personal, în ultimii ani, sunt foarte bucuros când reușesc să fac un copil să înțeleagă diferența între sa cu cratimă și fără, între săi și săi. Am bucuria asta, pentru că e o culpă comună, fără discuție, care vine și se rostogolește. E ceva așa mare care devine și mai mare. Dacă măcar aceste lucruri le înțelege, repet, eu sunt bucuros. N-am spus o chestie asta. Da. Uneori mă mai uit așa în fața oglinzii și mi-o spun mie. Știu. E trist. Este trist. Dar asta este și chiar mă gândeam. Știți că acest bacalaureat sângeros, să-i spunem, nu e sângeros, este normal cum se dă. A început din 2011 să fie mai, adică să fie cum trebuie să fie, adică examen în toată regula. Serios, da. Gândiți-vă că din calculele mele sunt aproape 2 milioane de atunci de tineri care nu au luat bacalaureatul și nu-l vor lua niciodată. Foarte probabil. Și nu-l vor lua, că nu se mai. Deci știți că aveam noi profesori, zice, băi, du-te cu turma. Treci cu turma, dacă ca și la armată, domnule, nu câte unul, grămadă, du-te acolo, că sperii inamicul. Și gândiți-vă că, practic, ei nu mai au acea posibilitate să-și urmeze, adică pur și simplu să urmeze alte, nu neapărat facultate, și alte forme de învățământ, pentru că în momentul, drama este, nu că n-a luat bacalaureatul, nu e nicio dramă. Problema că el este nepregătit nici total în ceea ce trebuie să facă. Da. Este exact cum v-a zis eu, dispare și mămica, dispare și banii nu știu cui, și se pomenește într-o situație foarte dramatică, care nu știu ce rezolvare poate să aibă. Să știți și dumneavoastră. Revenind la copiii noștri, să știți că avem niște copii extraordinari de talentați, mă uit și mă minunez cât de talentați sunt și este de aprecierea profesorilor și a părinților care se ocupă. Sunt părinți care au posibilități materiale foarte reduse și cunosc destui. Dar ce dumne, copilul ăsta, dacă eu am fost așa, copilul ăsta vede în el că e ceva deosebit al familiei, are un talent, îl susține cu puțini bănuțe și merge și pe unde. Și contează acest lucru. Dramatic este odinioară, că știți, ăla, bătân și amintești. Instituțiile de cultură sprijineau, mi-aduc aminte, sprijineau copiii care plecau la concurs în țară. Chiar am un exemplu acum deosebit, compozitorul George Popa, care a făcut și imnul Pandurilor, ultimul imn al Pandurilor, care este gorjean, de aici și îl știu de când era de 10-12 ani. Să știți că la timpul lui, până Revoluție, sigur, era foarte bun la pian, se vedea că are calități, și să știți că atunci la școala unde era, toți părinții au făcut o chetă și a putut să participe la un concurs la Palermo, în Italia. La Palermo, care vă dați seama că este distanță. Și știu că a luat, nu știu ce premiu, dar a luat un premiu deosebit, special sau ceva, ceea ce la pian a fost un concurs european acolo. Și după aceea acest tânăr, că a devenit tânăr, a avut un urcuș deosebit, chiar și la Euroviziune a participat cu câteva piese și chiar o perioadă a realizat și coloana sonoră la unele emisiuni la niște televiziuni centrale ale noastre. Ceea ce e lucru foarte important. Și iată că ne-a făcut și bucuria de a compus acea piesă, imnul Pandurilor. Și pentru că a venit vorba de Pandurii, pentru cei care nu știu, pe lângă
faptul că este, cred, singurul cronicar ce a abordat subiectul echipei de suflet a județului. Domnul Brosbă este și un suporter înfocat și îl vedem, sunt și prieten cu dumnealui pe Facebook și urmăresc regretul pe care îl are câteodată față de ceea ce s-a întâmplat, se întâmplă și sperăm că nu se va mai întâmpla la echipa de suflet a dumnealui. Domnul Brosbă are 3 cărți dedicate echipei Fanion, a orașului, a județului. De unde plăcerea asta pentru pandurii? Domnul profesor, în 1978, deci acum 43 de ani când am venit eu în Târgu Jiu, singura mea bucurie, că eram un copil de 16 ani atunci, era Pandurii Târgu Jiu și ansamblul artistic Doina Gojului. Nu era calculatoare, televiziunea știți cum era, 2 ore pe zi, și asta era cel puțin pentru mine. Și am avut norocul, scriind în presă de foarte tânăr, de la 18 ani, l-am cunoscut pe nenea Cornel Boca, măcar din auzite, cronicarul celebru, da, al ziarului de atunci, Gazeta Gorjului, cum se numea până în 1990. Și nu e ca acum, că cu mașinii, cu autocarul, cu fotbaliștii, plecam dimineața la 3, la 4, cu ocazii pe la Slatina, pe la Moreni, din ocazii, că atunci erau mașini, și ajungeam cu Betunea Cornel acolo și vă ajunserăm ce o facem la întoarcere, că dusul e bucurie. Adică era o adevărată peripeție. Da, de câteva ori ne-au luat și băieții, era Mihuț, atunci era Dorian Gugu, care mi-a fost coleg la Craiova, la liceu, adică ne-a mai luat și pe noi. Dar de regulă atunci era foarte clar, nu era să vin meci cu echipa ca acum. Și munca acestei cărți, pentru că o carte, așa cum vă spuneam și știți și dumneavoastră, nu vă spun un secret, o carte sau un film documentar este mult mai greu de realizat decât un film artistic. Sau corect, o carte, corect. Pentru că acolo pui o fată frumoasă și un flăcău frumos și doi urâți și deja poți să lucrezi cum vrei cu ei. Ai, da, ai intrigă ceva. Și așa ceva. Ei, în momentul când te apuci de cărți de documentaristică, și eu am abordat Maria Lătărețu, Tudor Vladimirescu, Ecaterina Teodoroiu, Pandurii Târgu Jiu. Pandurii Târgu Jiu, nu că echipa mea de suflet. Pandurii Târgu Jiu este brandul oricărei localități din lumea aceasta. Barcelona, am fost anul ăsta în Barcelona, în luna iulie, e atât de frumoasă, atâtea minuni sunt acolo, dar ea în lume e cunoscută datorită echipei de fotbal, domnul profesor. Am avut șansa și onoarea, de unde am plecat din plin ce cu echipa, să fiu și eu invitat, am fost la Dnepr Petrovsk cu Pandurii când ultimul meci din... Gândiți-vă că e aproape 2000 de kilometri de ultima casă. Ultima prezență în cupele europene. Da, atunci. Și am fost acolo la aia și când mergeam de la aeroport spre hotel acolo unde am stat în Dnepr, acum este partea rusească, aproape mi se pare că au dărâmat și stadionul cu bombardamentele, erau ecrane gigantice la toate marile intersecții de bulevarde, pentru că Dnepr era un oraș de vreun milion de oameni și era o fabrică renumită de armament acolo. Și rula pe acele ecrane gigant secvențe din meciul Pandurilor la Cluj, că acolo am jucat noi meciurile. Și când auzeai Pandurii Târgu Jiu, în ucraineană, în astea ruse, practic. Și era o bucurie. Și, dom'le, ce poate să facă o echipă de fotbal? Ce poate să facă o echipă? Câte reclamă poate să facă orășelului lor? Deci Pandurii, din păcate, știți, cum spuneți noastră, istoria, la anul Pandurii Târgu Jiu va împlini 60 de ani de existență. Și ca să vă mai spun ceva, să vă înveseleți și mai mult, Pandurii Târgu Jiu, întâmplător, am aflat datorită documentării mele, este în aceea zi, în aceea lună și în același an născută cu mine. Deci 26 august 1962 este primul meci jucat de Pandurii de când s-a înființat ea, s-a unit acele Unirea și Flacăra Târgu Jiu, sub denumirea Pandurii Târgu Jiu. Și există acele programe de meciuri care mi le-a dat Nea Cornel Grama, care încă este în viață, capitanul echipei de atunci. Ei, țin să încheie emisiunea mulțumindu-i, pentru că suntem la final de emisiune, mulțumindu-i anticipat domnului Brosbă. Am obținut înaintea emisiunii promisiunea că voi primi un exemplar din ceea ce înseamnă istoria vie, aș putea spune, a echipei Pandurilor. Sigur, poate facem și o emisiune dedicată numai Pandurilor. Cu mare drag. Și aș vrea să-l invităm, că încă să mai profităm de existența dumneavoastră, domnul Cornel Grama,
un domn venerabil, are 84 de ani, este dânsuși cu domnul Dorobanțu, doi supraviețuitori, trei sunt cu domnul Cernitoi, trei supraviețuitori, mai sunt din acea echipă din 1962, care au bolile dumnealor, vârsta dumnealor, și de aceea eu propusesem și primăriei Târgu Jiu și Consiliul Local Târgu Jiu ca să se întâmple să existe un muzeu al sportului acolo în frumosul nostru stadion. Nu e numai de fotbal, muzeu al sportului, că am avut și handbal, am avut și basket și atletism pe Viorica Ghican. Și cu performanțe. Da. Și este atâta spațiu generos, dar eu doar propun, atât pot. Eu nu am putere de decizie. Dacă le spun la vârsta mea, măcar atâta lucru, domnule, cum zicea, știți cum era indienii aia când numărau mărgelele pe gât. Nu o să-mi iau mărgele să stau în fața primăriei ca să conving pe dânsii să facă acel muzeu. Umorul domnului Brosbă, deși poate a deranjat și cu siguranță a deranjat pe mulți, este unul cât se poate de autentic și de plăcut. Stimate domnule, mulțumim pentru prezență. Și noi vă mulțumim. Multă putere de muncă, să vă țină Dumnezeu sănătos, slavă Domnului, proiecte sunt. Aveți, sunt. Să le duceți la capăt și să faceți altele. Mulțumim. Vă promit solemn că vom face în scurt timp și acea emisiune dedicată echipei Fanion a județului. Până atunci însă să aveți o seară cât mai plăcută, stimați. Vă mulțumesc din inimă. Vă mulțumesc mult. Doamnelor, domnilor, și dumneavoastră și invitatului nostru din această seară, vă urăm multă sănătate și să ne revedem sănătoși cu o proximă ocazie. La revedere!